Gata? Hai, în ziua și bine am găsit la proaptă online cu exerciții de matematică. Așa, iată, la clasa a șasea, ne-am putut de treabă, poftim? 3 la 20, ori 3 la 1-a. 3 la 20, ori 3 la 1-a. Minus 3 la 21, este egal cu. 21 este egal cu, da, bine. Mirna. Mirna Daria. Daria. Păi 3 la 21 este 3 la 21. 3 la 21. Minus 3 la 21 face 0. Egal cu 0. 2. 2 la 3 totul la 8. 2 la 3 totul la 8. Împărțit la 2 la 22. Ăsta 2 la 22. Davide? 3 la... 2 la... 2. 2 la 24. Da, 2 la 24. La 2 la 22. Da. Este egal cu 2 la a doua, adică 4. Corect, 3. Să te rezolve în ecuația. 2 la a ori b. Rezolvați. 2 la puterea a ori b. Yes. 2 la puterea a plus b, domn profesor. A plus b. Egal cu 16. Numai atât? Numai în dai o relație? Atât. Dar să se rezolve în ei neofația. Mă face. Echivalent. Daria? Păi, 2 la ce putere face 16 și 2 la 4. Adică? Adică 2 la 4 este egal cu 16 și atunci asta înseamnă că, par, că 2 la a plus b. 2 la a plus b este egal cu 2 la a 4 și a plus b este egal cu 4. Și acum ar trebui să facem toate cazurile. Neapărat. Asta înseamnă rezolvarea. Pentru că dacă A este egal cu 0, A 0, B 4, apoi Davide. A egal cu 1, da. B este egal cu 3, da. A egal cu 2, B egal cu 2. B egal cu 2 și Daria? A egal cu 3, B egal cu 1 și A egal cu 4, B egal cu 0. A egal cu 4, B egal cu 0. Am avut impresia că te-ai oprit aici. 0, 0. Ai te oprit la 2-2. Deci continuăm. A-ul de la 0 până la 4 și B-ul vine și își face treaba. Deci sunt 4 soluții. Da. Bun. Bine, mergem mai departe. Să se compare numerele. A egal cu 2 la 20. Comparați. A egal cu 2 la 20. Și B egal cu 3 la puterea 12. Să comparăm pe astea. Da. Cele două numere. 2 la 20 cu 3 la 12. Daria? Putem să scriem pe 2 la 20 ca cum 2 la 12 plus 8. Și face 20. Dar la ce te ajută? 2 la 12 plus 8, da? Da, da, da. Și cu ce obiectiv ai zis? De ce am spune așa? Pe 2 la 20 îl putem scrie ca fiind 2 la 12 plus 8. Și după aceea ce mai faci? Și ar fi 2 la 12 ori 2 la 8. Egal cu 2 la 12 ori 2 la 8. Și avem, acum ar fi 2 la 12 peste tot. Unde peste tot? Adică avem 2 la 12 și apoi avem 3 la 12. Băi, dar... Păi, e 3. 3. Bază 3, bază... Altă idei. Altă idei. Pe 2 la 20 îl scriem ca... 2 la 5, totul la a doua. La patra. La patra. Deci, hai să zicem așa. Bun. 2 la 20 egal cu... să ne vedem tot timpul una lângă alta, vreți? Vreți așa? Da. Da. Și vecinul său, 3 la puterea a 12. Asta e echipa care, despre care trebuie să ne pronunțăm. Bun, da. Echipa. 2 la puterea... 20. Nu. 2 la... cum ai zis? 2 la 5 totul la 4. 2 la 5 totul la 4 și cu vecinul. Și cu vecinul 3 la a 6. La a, ca să-l ducem la a 4. La a 4, 2 la a 4. 3 la 3 la a. 3 la a 4 totul la 2. Cât ori cât fac 12? 4 ori cât? 4 ori 3. Totul la 3 la 3 la a 3 totul la 4. Așa mai totul la 4. Iată de cele două numere, așezate într-o formă care îi place, au aceeași exponență ăștia. Da. Și fiindcă au același exponență, și dau renunțăm la exponent, nu? Și rămâne bazele să fie comparate. Și
Și atunci comparăm pe 5. 2 la 5. 2 la 5. 2 la 5 cu vecinul. 3 la 3. 3 la 3. 2 la 5. 2 la 5. 32. E de parte ne-am întrebat 32. Cum este față de 27? De 27. Mai mare. 32 mai mare decât 27. Și cum vom spune? Și atunci vom spune echivalent. Vom spune că 2 la 5. 2 la a 20-a. Nu, nu, nu deodată. A 2 la 5-a. 2 la 5-a, deci. 2 la 3-a. Da, mai mare decât 2 la 3-a. Și acum ridicăm la puterea a 4-a pe fiecare. Facem pași înapoi, ca să ne da? Facem. Facem pași înapoi, echivalent. Mai mare decât 3 la 3-a. Decât 3 la 3-a, da, foarte bine aici. Și atunci ridicăm la a 4-a și vine 2 la puterea 20. 20. E mai mare, mai mare decât, decât 3 la 12. 3 la 12. Ai înțeles, Dania? Nu te duci că 2 la 12 și 3 la 12, că nu poți să-i compari. Fiindcă veni vorba, Dania, te rog să compari. Pe 2 la puterea 2 la puterea 33 cu 3 la puterea 22. Dania, nu Dania se compare, ci eu împreună se compare. Mi-am învățat lecția. Zi. Poți să scrii 2 la 3 totul la 11. Corect. Deci, echivalent cu scrierea 2 la 3 totul la 11. Corect. Și 3 la 2 față de. La 11. Și 3 la a 2 totul la 11. Să iei exponenții. Și având același exponent, bazele de acum se le compară. Trebuie să comparăm 8 față de 9. 8 față de 9. Care deci 2 la 3 față de 3 la a 2. E de parcă aș zice 8, e mai mic decât 9. Adică 2 la 3 este mai mic decât 3 la 2. Deci echivalent cu 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Adică 2 la 33 este mai mic decât. Și ridicăm acum la puterea. Iată, asta e șmecheria. Așa fac autorii. Ridică la o putere, de aici, aceea care e volii, la 11, la 17, la 18, cât vreți. Și apare 2 la puterea 33. E mai mic decât 2, 3 la puterea 22. Dar dacă aș fi făcut un pas aici, v-aș fi băgat într-o dificultate nu maximă. Îi bag, fac asta. Uite, Dalia, dacă acum zic, ăsta e adevărat că e mai mic decât 3 la puterea 23? E adevărat? 3 la 22 este mai mic decât 3 la 22. 2 la 32. 3 la 22 este mai mic decât 3 la 22 decât 3 la 23. Nu, 3 la 23 este mai mic. Și acum eu pășesc peste asta. Și zic, comparați. Comparați. Și tu trebuie să fii la ăsta, la vecinul. Comparați de 3 la 22, nu 2 la 2 la 33 cu vecinul 3 la 23. Aici ți-a venit că a fost telefonat 11. Da, dar când ești aici... E simplu. Dacă nu te prinsă... Îți faci pasul ăsta înapoi, care l-a făcut păi înapoi. Da. Exact. Trebuie să mă duc cu intermediarul 3 la 22, rezolv pe asta și celălalt este evident. Da. Deci sunt jocuri de astea foarte interesante. Dar de regulă autorii nu vă duc când e vorba de un test la chestiuni mai pictoriate. Când e vorba? Când te duci spre olimpiade, spre testa, atunci se duc pe chestiuni mai pictoriate. Atenție! Arătați că numărul 64 la puterea 11-a. Arătați. Că? 64 la puterea 11-a. Da. Este cub perfect. Egal cub. Echivalent cub. Este cub. Da. Cub perfect. Cub perfect. Ce înseamnă cub perfect? 3 la 3. Ceva la 3. Ceva la 3. Deci trebuie să faceți din el totul la a 3. Ia să văd. Păi 64 poate să fie scris ca 8 la 2, adică 2 la 6. Parcă îmi place mai mult. Deci 8, 64, hai să zic așa, 64 egal cu 8 la 2, adică care egal mai departe 8 care înseamnă 2 la 3, 2 la 3, totul la 2, și care mă duce spre 2 la 6. Și apoi punem totul la 11. Acum mă întorc și zic 64. 64, Davide, vorbește tu, cu o dumă tu, 64 și 8.
la 11 este egal cu 2 la 6 totul la 11. Care înseamnă 2 la 66. 2 la 66, care înseamnă? Fă cum acum. Păi 2 la a 3-a, totul la 33. La 33, totul la 3-a, când trebuie să faci 33, cum? 22. 22. 22, totul la 3-a, nu contează asta. Era ideea de totul la 3-a e ultimul. Da? Ca să faci cum? La 3-a, la sfârșit, păi, da? Da. Fiindcă 66 e cât? 3 ori 22. Da. Atunci zicem 2 la 22, totul la a 3-a. Și atunci atât când s-a așezat ca un punct perfect. Da. Mergem mai departe. Tot rezolvăm în ecuația. 2 la puterea x plus 3. Rezolvați în ecuația. 2 la x plus 3. 2 la x plus 3. Plus 2 la x plus 2. Minus 2 la x. Egal cu 44. Îți fac cu 44. Păi, ușor. Zi. Ușor, zi. 2 la x plus 2 la 3a plus ori atenție, nu-i tot una. Ce mai faci? 2 la x ori 2 la 3a plus 2 la x ori 2 la 2a, da, minus 2 la x egal cu 44. Scoate pe 2 la x în favor comun. Echivalent cu zice Daria, 2 la x pe lângă 2 la 3a, adică cât? Adică 8 plus 4. Așa. Minus 1. Minus 1. Și egal cu 4 și 4. Și o să facem 2 la x ori 8 plus 4, care face 12, minus 1, 11. Da, vedeți? Egal cu 4 și 4. 44 voi împărți prin 11. Da. Și 2 la x este egal cu 4. De unde rezultă că x este egal cu 2. X egal cu 2. Așa vă fac, știți, prezint că nu, și al altul pentru ca să văd dacă sunteți așa corect, zic. Corect, corect. Arătați că numărul n mic egal cu. Deci arătați că n mic egal cu. Din asta vă de la test, adică asta e ce am lucrat, da? Reclamă început. Și dacă aveți atenție, sunteți atenți, să poate vedeți. Deci arătați numărul n mic egal cu 1, că n mic egal cu 1, plus 5, plus 5 la a doua, plus așa mai departe, plus 5 la a șaptea, da, plus 5 la a opta, este divizibil cu 31. Deci el se divide la 31. 31. Și să arătăm că n-ul ăsta se divide la 31. Sau la 105. Grupe de câte 3. De câte 3. El se zice grupe. Tu, Daria, ce părere are? De câte 3? Da. Pentru că de 6 ai 25 cu 5 care face... Da, puteți să faceți grupe de câte 3. Aveți termenii... Aveți numărul de 3. Avem 9 termeni. Cât sunt? Păi de la 5 la 5 la 8 sunt 8. Cu 1, 9. Și cu 1 de aici, da? 9. Cât de la 5 la 0, practic. Asta să controlați. Foarte important. Că dacă vă duceți, să spunem că ar fi avut mulți termeni, voi întâi și întâi, ia, se zice dacă e 31, dar urmează îndată să vă dați seama dacă aveți voi, aveți numărul de termeni, câte 3, câte 3. Dacă faceți grupele, dacă nu rămâne ceva pe la sfârșit sau... Domnule, da? E foarte important. De data asta, amen, chiar așa spunem, avem 9 termeni, da? Grupăm câte 3, sau? Și grupăm câte 3. Da? Și grupăm, da, câte 3. Deci vă zice n egal cu 1 plus 5 plus 5 la a doua. Chiar le scrim aici. Exact. 5 la a doua, prima grupă. Plus 5 la a treia. Plus 5 la a patra. Plus 5 la a cincea. Este a doua grupă. 5 la 6, plus 5 la 7, plus 5 la 8, ultima grupă. Ultima grupă. Și acum îl dăm pe, scriem din nou prima, care îi scriem din loc, 31. Deci 31 plus. 2 la 3, 5 la 3, îl dăm pe facă. Da, 5 la 3, pe lângă, David, pe lângă cine? 5 plus 1 plus 5 plus 5 la 2, închidem paranteza, plus
5 la a 6-a pe lângă 1 plus 5 plus 30 plus 5 la a doua. Egal cu Daria? Și este egal cu 31 plus 5 la a 3-a ori 31 plus 5 la a 6-a ori 31. Da. Și rezultă că putem fi doar 31 în factor comun. Egal mai departe și când... Și scriu, eu am scris. O scriu. Da, adică că noi am dat singur 31 pe lângă 1 plus 5 la a 3-a plus 5 la a 6-a. Și rezultă de aici că N se divide, când ai scris așa, N se divide la 31 și te place, așa redactăm. Ați înțeles, da? Deci redactăm așa, nu se vede, că e clar. A arătat 7. A arătat că numărul 1 plus 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2. Am dat drumul la cameră. Da, da, da. Deci 1 plus că. 1 plus 2 la 0. Plus 2 la 1, 2 la 0. În loc de 1. Nu, nu, 1 plus 2 la 0. Plus 0 la 0. Plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus așa mai departe. Plus 2 la 2012. Este egal cu 2 la 2013. Domn profesor, este cea mea preferat de probleme. Bine, știu cum să rezolv. Deci, 1 plus 2 la 0 face 2 și 2 plus 2 la 1 face 2 la 2, adică așa, deci, 1 plus 2 la 0 face 2. 2 plus 2, adică 2 la 1, face 4. 4 este egal cu 2 la 2. 4 plus 2 la 2 o să facă 2 la 3, adică 8. 4, da. Și apoi 2 la 3, 2 la 2 plus 2 la 3 o să facă 2 la 4. Ceea ce înseamnă că o să avem ultima dată 2 la 12 plus 2 la 12 care o să facă 2 la 13. Înțelegi ceva? Nu, nu cred că înțelegi. Nici eu. Trebuie să înțelegem ceva totuși. Dar înseamnă că am fost pe afară. N-a fost doar cu ieșițiu, da? N-a fost doar cu ieșițiu. Hai să luăm încă o dată. Trebuie să înțelegem și noi. 2 la 0 cât este? 1. 1 și cu 1? 2. Deci el spune așa. Egal cu, ia suma deoparte, 1 plus 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 și așa mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 2012, egal cu, muncim, așa de spus, muncim când să vedem când le dă. 2 la 0 cât este? 2. 1. 1. 1 și 1? 2. 2. Și face 2 plus... 2-ul ăsta, deci 2 la 1, da? Uh-huh. Și lasă pe ăștia, 2 la a 2-a, plus 2 la a 3-a, și mai departe, până la 2 la a 2012, egal mai departe cu 2-ul ăsta și cu 2-ul ăsta, 2-ul ăsta și cu 2-ul ăsta, fac 2 la, fac 4, adică 2 la a 2-a. Deci egal mai departe cu 2 la a 2-a, deci da, 2 și cu 2, 4, 2 la a 2-a. Și plus acum, mușcă din suma următoare pe termen, plus 2 la a 2-a, și plus mai departe, 2 la a 3-a, plus 2 la a 4-a, și așa-i lasă pe așa, 2 la puterea 2012. Și practic de ce se întâmplă asta, domnul profesor? Mai bine, atât sunt drept și David, deci pe aceea 2 la a 2-a și cu 2 la a 2-a, fac 2 de-al de 2 la a 2-a. Adică mereu o să fie înainte lui 2012 și un 2 la 2012 adunat care o să dea 2 la 2013. Ai înțeles? În fața, toată suma asta de aici va face până aici 2 la 2012. Și cu 2 la 2012 fac 2 la 2013. 2 de-al de 2012 înseamnă copia în baza și adunarea exponenții, 1 și cu 2012 fac 2013. Corect. Eu n-aș fi făcut așa chestia. De ce? Nu-mi place. Nu. Nu-mi place asta. Vreau să vedem cum l-ar fi făcut domnul profesor. Iată. Deci aș fi încercat așa. Scriu această relație într-un alt mod. O duc pe aia într-un echivalent. Echivalent cu scrierea. 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus și mai departe plus puncte puncte plus 2 la 2012. Ce să fie egal. Dacă nu scrieți. Nu, îl scriu în partea cealaltă. Scăzut aici. Scad pe unul din albimetri.
egal mai departe cu 2 la puterea 2013 minus 1. Deci am scris-o pe relația aceea în formă, într-o formă echivalentă. Aș nota cu S. S egal cu 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la a 2 plus și așa mai departe cu scumpie funcție plus 2 la puterea 2012. Țineți minte că am făcut anul trecut deseori astfel de chestii care calculam în această sumă. Și era ideea aceea că mulțeam cu 2 ambii membri. De ce cu 2? Aici tot se adună 2. Și dacă mulțim cu 2 aici Davide, ce devine ea? Păi dacă 2 la 1 nu, 2 S. 2 ori suma. 2 S. Da, ambii membri, da? Deci echivalent. Este egal cu... 2 S. Este egal cu? 2 la 1. 2 la 1. Plus 2 la 2. Plus 2 la 2. 2 la 3. Plus și mai departe, plus 2 la... Plus 2 la 2013. 2013. Cine ar fi fost aici în față? S. 2 la 2012. Ah, și apoi avem din nou S. Și asta a luat... Oh, dar lipsește ceva. Lipsește 2 la 3. Asta e. E lipsea 1, 1, nu? Că suma iese începea de la cine? De la 2 la 0, care înseamnă 1. Nu. Nefiind 1 acela, adună scădem 1. Deci e echivalent cu scrierea. 2 S este egal cu 1, adică 2 la 0, zicem. 2 la 0, plus 2 la 1. Plus 2 la 2. E 1 acela, da? Pe care am adunat. Plus 2 la 2. Plus puncte, puncte, puncte. 2 la 2012. 2 la 2000. 12. Plus 2 la 2013. Minus 1. Minus 1. O să scriem. Dar asta toată cine este? Este S. 2 S egal cu S plus. Da, echivalent cu 2 la 2013. Egal cu S. Minus 1. Minus 2 la 2013. Da. Minus 1. Minus 1. Scădem un S. Yes. Și atunci urmează că S egal cu 2 la 2013 minus 1. Și practic, domnul profesor... Care îi pare mai ușor? Mie mi se pare mai ușoară. Nu, cealaltă este mai ușoară. A, da, a, dar e mai ușoară. Da, asta mi se pare mai ușoară. Asta e mai înțelepciune. Știi de ce? Fiindcă am practicat. Mai lucrat. De asta, de ce? De aceea am adus-o în discuție. Da, dumneavoastră, practic, nu dă. Cum nu dă? Păi, yes. S este egal cu 2 la 2013, la minus 1. Păi da, da, uite, uite, dar S-ul era, care este? Echivalentă, uite. Deci am dus-o pe cea care aici... Era dată 1 plus 2 la 0, uite cum o ți-o dă un profesor, fără 1. Și 1 la 2... Nu l-a dus pe partea asta. Deci, practic, o dus-o în echivalentă, la fel de... Deci, da. E clar, este aceeași identitate de mai sus. Dar eu am apelat la forma asta de scriere pentru că anul trecut am luat sumii de acestea. Și atunci și anul ăsta ai făcut. Deci te încurca unul ăsta în plus, care de fapt face un serviciu colosal. Pentru că unul ăsta și cu ăsta la altul fac exact cât trebuie ca să poți lucra pe baza puterilor respective. Însă, asta s-a întâmplat cu 2. Dacă ai fost cu 3, nu mai mergea Daria. Cu 3 acolo nu se mai joacă. Da? Deci atunci trebuie să te duci pe varianta asta, pentru că ies-o arată altfel în forma aceea și nu-ți mai merge jocul decât cu 2, cu baza 2. Cât se judecina ta, dar eu vă citesc următoarea problemă, domnul profesor. Și voi copii, atenție. Ionuț împarte 72 de nuci la colegii săi. Dacă fiecare coleg primește cel puțin 3 nuci, la câți colegi poate împărți eu cele 72 de nuci? Dacă primești cel puțin, trebuie să împărțim 72 la 3. Da. Și ne dă numărul. Și, și o să ne dea 24. Cel puțin câte 3 nuci? Pe cel puțin 3 nuci. La câți colegi poate să dea? Poate să dea la 24 de colegi maxim. Ia să vedem dacă are 24. Păi, de exemplu, 72 împărți la 3, dă 24. Da. Păi, și dacă el împarte la fiecare colegi câte 3? Nu, zice câte 3. Ionuț împarte 72 de nuci la colegii săi. Dacă fiecare coleg primește cel puțin 3 nuci, poate unul primește 4, poate unul 5. Eu ți-am zis numărul maxim. La câți colegi? Care el poate să lucreze. Deci ar putea să... Dacă nu mai primește 3, ar primi
Câți colegi? 24. Dar se numără și pe el? N-are importanță. E vorba, da, de faptul că întreabă aici la câți colegi împarte el. Nu se numără și pe el, nu știu, lasă lui. Da. Împarte la celălalt. Exact. Păi da, practic 24 numărul maxim, ar fi numărul maxim. Da. Și numărul minim ar putea să fie... Ia să vedem, numărul minim de... Cred că ar putea să fie la un coleg, poate să le dea chiar. Poate să dea și la un coleg. Un singur coleg? Poate nu. Aici, la câți colegi? Colegi. Măcar doi trebuie să fie. Pe 72 împărțit la 2. Deci la 2. Poate să le dea. Cel puțin 3, cred. A, cel puțin. Ba nu, eu spun de 2 colegi. Deci spun de 2 colegi care primesc? A. 70. Deci, păi să toate variantele. Adică toate variantele sunt 20.000 de variante. Ei, da. Hai să vedem. Păi da, pentru că un colegi poate să primească 4, 5, 6, 7, 9, 10, tot așa. Așa ca și când le-am dat mă de galiț. Deci... Unul poate să primească 13 și alții altfel. Unul poate să primească 13, alții încă același mod. Mai spunem că dacă ne știm problema ca să vedem dacă... Acum, citesc un astăcit, explicația nu e din nota nouă, adică e mai mult prea. Ionuț împarte 72 de nuci la colegii săi. Dacă fiecare coleg primește cel puțin 3 nuci, la câți colegi poate împărți Ionuț cele 72 de nuci? Trebuie să luăm toate cadurile. Sigur, da. Prima dată zicem că le dă cât e 3. Dacă le dă cât e 3, cel puțin 3, deci minim 3, să zicem, va fi numărul maxim de colegi la care. Deci a zis bine, nu? Deci, 72. Admitem că îi dă egal. Nuci. La început. Da. Și presupunem, în prima variantă, presupunem că toți colegii primesc minimul de 3 nuci. Zici și cel puțin, cel deci primesc puțin. Minim 3 nuci. Minim 3 nuci. Deci numărul minim care poate să primească 3 nuci. Și atunci înseamnă că 72 împărțit la 3 egal cu 24 colegi. Ar putea să vedea câte 4? Da. 2. De ce? 72 se împarte la 4? Deci 72 se împarte la 4. Și atunci câți colegi ar primi? 18. 4 la 4, 4 la 8, 32. Da, 18. Asta nu vede. Da, știi, dacă da? Deci dacă le-ar da cât e 4, da. Scriem asta. Da. Dacă... Trebuie să le dea la fel aceeași sumă sau le dă genul păiat la asta? Câte? 4 nuci. Da, vedem ce zice. Deci el subînțelege aici, în mod egal. Dar nu-i corect informat. Dar încă din problemă putem să înțelegem că unul primește 4, din care primesc 4, ultimul primește 1 și pe ultimul primește 6. Nu, unul n-are voie să... Minimul. De la 3 încolo. Primește 5, 4, 1, 5, 6. 2 să primească 3 și celălalt 7 și să primească 4. Și de aici, da, trebuie să specifice cu mod egal. Aici slăbiciunea. De aceea, dar ea avea dreptate. Păi eu am aici o mie și una de posibilități. Bun, haideți să zicem în mod egal, completăm noi. Da, în mod egal. Câte da. 4 nuci înseamnă că... Hai, Davide, zi, 72 împărțit la 3, 18. Da? Câte 4 nuci, rezultă 72 împărțit la 4, egal... 18 colegi. 18 colegi. Deci, merge pe varianta că... Mai poate împărți în mod egal... Dacă are 72 de nuci? Hai să vedem câte 5 dacă are. Dar nu se poate. De ce? Pentru că ultima cifră nu e 5. Dar nu neapărat. Să vedem dacă ultimul primește 3. Minim 3. Dar în mod egal. Am stabilit. În mod egal. Ah, merge pe bani. Am stabilit noi în mod egal. Hai. Așa. Câte 5 nu? Nu. Câte 6? Câte 6 oare? Da. 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 Fără discuții, da? Câte 6. Deci 3. Dacă... am primit câte 6 nuci.
Atunci cât colegi? Am avea 72 împărțit la 12, 6, egal 12 colegi. Bun, altă împărțire. Foarte. 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 8. 8? Câte 8, da? Câte 8, da? Dacă ar primi câte 8? Ar fi 9 colegi. Am avea 72 împărțit la 8? 8? Era 9 colegi. 9 colegi. Cu un altă variantă. Și cu 9. Dacă le-ați dat cu 9? Da. 5. Câte 9 nuci, am avea 72 împărțit la 9, egal 8 colegi. Altă variantă mai este, copii? Da, 12. 12. Asta. Da. Da. Practic acum se... Toți divizorile 72. Se întoarce acum, acum ar fi, adică 12, 6, apoi 18, 4. Sigur că da. Deci cei ce au fost divizorii aici, 4, 6, 8, 9, sunt 12, ceilalți. 8, 12, 36. 36. Ar putea să vedea și cât de 36. Da. 24, mama, 34. Și 24, sigur că da. Și 36. Și 36 la 2 colegi. Ar putea să-i dea. 2 colegi, da. Și ar putea să-i dea și 72 la un coleg. Toate 72 la un singur coleg. Deci luați toate variante. Da, acum să vadă aici toți divizorii lui 72. Practic s-a înțeles problema, s-a înțeles problema. În momentul în care am adăugat noi să primească în mod egal, așa merge problema. Așa merge și pe... Dar invers, cel puțin 4, ar fi fost cu variante greu de fixat. Când o primești 1, 2, 3, 4... Sigur că da. Toți 3, un partid 2, 3 și restul 4 și 5. Da, da, ce era acolo. Te obosești. Mai avem una și terminăm primul test și facem un al doilea. Arătați că numărul A egal cu... A egal cu 1 ori 2 ori 3. A egal cu 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori 2012 plus 22 nu este pătrat perfect. Diferit de pătrat perfect. Davide. Și eu îi te zici asta, știi? Pentru 10. Da. Să ne gândim. Da, mic. E o provocare frumoasă asta. Exact. Ne gândim. Ca să fie pătrat perfect, ar însemna că ceva la a doua. Dar noi trebuie să arătăm că nu este. Să facem aminte niște reguli. Adică nu... Numerele care nu sunt pătrate perfecte se termină în... 7, 2, 2, 3, 3, 3 7, 8, 7 8. 8. Și 8. Mai sunt 7 reguli? Nu, cred. Ba da. Mama de carte. Mama de carte. Deci dacă avem șansa să arătăm că ăsta termină în 2, 3, 7 și 8 din prima. Da, suntem fericiți. Da, dar suntem fericiți, nu-i pe care vedeți. Mai sunt și altele. Hai, un număr natural de formă 3 n plus 2 nu e pătrat. Așa, am văzut. 4 n plus 2 nu e pătrat. Și 4 n plus 3. 5 n plus 2. Și 5 n plus 3. 5 n plus 3. Deci, haideți să vedem așa. Nu sunt pătrate perfecte. Pătrate dacă. Da. Și voi asta trebuie să știți. Dacă. Ultima cifră este, da? Ultima. 1. Prima variabilă. Ultima. Și 3 este. Este, cât am zis, da? 2, 3, 7 sau 8. 2, 3, 7, 8. Deci dacă reușim să arătăm că ultima cifră e 2, 3, 7 și 8. Păi dacă o luăm așa, asta e cea mai ușoară problemă. Pot, vă rog frumos. O secundă, să terminăm. Deci ultima cifră este 2, 3, 7 și 8. Altă idee. Dacă e de forma. Este de forma. 3 n plus 2. 3 n plus 2. 3 n plus 2. Sau
De același, este diformat, reușim să-l arătăm. 4M plus 2. 4M plus 2. 4M. 5M plus 3. Da, dar aici și 4M plus 3. Și N, tot aici. Dar pune și punct și virgulă, nu? Da, așa. Așa. Nu, în continuare vrea zi la 4M plus 3. Nu, scriu din nou. N egal cu 4M plus 3. Plus 3. 5M plus 2. 5M plus 2. 5M plus 3. Sigur că da. Și 6M plus 2. Și 6M plus 2. Pentru că... deci e egal cu 6M plus 2, 6M plus 3, 6M plus 5. Așa, plus 2. 2 plus 3 plus 5. 2 plus 6M plus 3 și 6M plus 5. 5. Deci dacă le aducem la forma asta, niciodată nu se pădoare perfect. Poate ne mulțumim cu 2, 3, 7 și 8. Eu pot să... Nu, în, momentul de față, în momentul de față să spunem așa. Că... Încercăm să ne ducem pe prima idee. Să reușim să facem calculul și să constatăm că ultima cifră este fi 2, fi 3, fi 7, fi 8. Da. Vreau să zic o chestie. Da. Știind că în toată acea, cum se cheamă, în produs este, în produs este un 2 ori 5. Este un 2 ori 5. Tot asta. Da. Asta. De ce este? Aici nu ne supărăm. Eu dar vreau... nu-i cazul. Da. De la clasă, dacă tu spui că și eu vreau să spun asta. Exact. Și nici nu m-a spus pe mine. Dar la clasă nu se întâmplă deseori chestia asta. Răspunde la un coleg. Dar ei se repet și eu vreau să le spun domnul profesor că aici, da, hai să ne băgăm bine în cap. Vedeți că n-ați reacționat. Bă, că nu-i pătra perfect. Ce înseamnă? La ce să mă gândesc? Bă, dacă am șansa, cum zice domn profesor, să termine în 2, 3, 7 și 8, înseamnă că sunt fericit. Am descoperit și am terminat. Dar dacă nu, eu trebuie să știu că pot să-l aduc și într-o formă de genul. 3M plus 2, 4M plus 2, 4... Domnul profesor a făcut efortul să vi-l scrie, nu pentru că nu avea ce face, ci pentru ca să le rețineți cât de cât. Exact. Poate pierdeți vreo formă de acolo, dar cât de cât dacă deci, rețineți. Vreau să vă spun că de cele mai multe ori avem șansa asta. Exact. Dar dacă nu avem. Dar dacă nu am, nu înseamnă că îți spune, îi pătra perfect. Exact. Și pentru că de la formă din asta. Insist pe chestia asta. Poate îl aranjez de tipul 4 ori ceva. Plus 2. Plus 2. Nu tot e în aici. Ca, trebuie să spun. Da. Trebuia să puneți A la început, că era cu A și acum nu mai... A e egal, A e egal, da. Ați înțeles copii? Da. Era același N și puteți... Da, exact, exact. A e egal, A e egal. Înțelegeți? Și atunci îl aranjez de forma 3 ori ceva plus 2, sau 4 ori ceva plus 2, sau 4 ori ceva plus 3 și atunci tot nu-i pătra perfect. Deci... Să le fie clar, pentru că nu le-am scris și gata, am părăsit. Exact. Asta insistăm am și spunem, și bine, cum era. Deci, de foarte multe ori avem șansa asta, socotindu-le și analizând cum de fapt și aici se va întâmpla așa, să fie ultima cifră, să constatăm pe 2, 3, 7, 8 și atunci, salut! Te-am făcut perfect. Foarte fericit să nu-i pătra perfect. Dacă n-am avut șansa asta să studiem ultima cifră, nu ne-am dat seama, n-am putut să descoperim ultima cifră, atunci poate reușim să-l aducem pe număr respectiv de tipul 3 ori ceva, o paranteză pe 2. 4 ori ceva plus 2, plus 3. 2 plus 3, 5 ori ceva plus 2, 5 ori ceva plus 3, 5, 6 plus ori ceva plus 2 sau 3 sau 5. Bun, și am ați venit la rezolvarea noastră. Zi, David. Știm că în acel calcul imens se vor găsi măcar un multiplu de 2 și de 5. Și înmulțite vor da 0. Corect. Deci aici tu ești convins că va da un număr lung. În care să fie cel puțin aici 0. Dar ai putea să-mi spui... E mult de lucru, ce-i drept. Da, câți da, de, să nu pierdem. Câți de zerouri avem 30, avem 40, avem 50, avem 50. Nu știu, sunt multe zerouri. 90, 90. Acasă gândiți-vă cam câte zerouri ar fi. Cam multe, ar fi și 120, 360, 360. Plus 22, da? Plus 22. Și știm că... Și va da în final un număr. Un număr. Care se termină în 2. Și suntem foarte fericiți. 0 este egal cu... Suntem foarte fericiți. Așa asta e diferit. Dacă știi partea teoretică, da? Da.
dacă nu se partea de oritică... Sigur că da, nu avem nicio șansă. Încep, acolo, nu, nici nu reacționezi. Da. Cum să scrii ceva la doua? Nu se poate. Exact. Iată că esențial a fost acurat un număr, putea să fie 732 sau orice alt număr, dar 2 să fie 2 să fie fost sau fi fost cu 3 și 23 mi făcea să fie și 27 și 28. Și acolo să ne prindem că avem cel puțin un 2 și un 5 care de ultima așa, două lucruri a fost important. Sigur că da. Că avem un 0, cel puțin un 0 acolo și atunci ultima cifră aici trebuia să fie de acolo și totul este perfect. Un alt exercițiu. Prin împărțirea unui număr natural la 24 se obține restul 16. De ce în împărțit la 24? Se obține restul 16. Aș vrea să nu vă repetim și să gândim întâi și după aceea 24. Deci prin împărțirea unui număr natural la 24 se obține restul 16. El împărțit la 24 redută restul egal cu 16. Arătați... Hai să scriem chestia asta. Hai să vedem, cum scriem teorema împărțirii cu restul? N egal cu 24 plus 16. N egal cu 24 ori C plus 16. Arătați că acest număr se divide cu 8. Dar ea? Ai pus botipul și te dea tipul. Da, foarte bine faceți. Arătați că acest număr se divide cu 8. Să rezulte că e se divide la 8. Cum să spun eu că n egal cu 8 pe lângă 3 cu plus 2. Așa, este un opt în factor comun. Dar e bine? Da, sunt fușat. Așa, deci n, rezultă că n egal cu 8, să-l scot în factor comun, 3c plus 2. Asta îmi spune mie că n se divide la 8. Arătați că numărul n mare e egal cu 7 la n ori 9 la n, plus 21 la n plus 1. La n plus 1, nu? Da, da. Ori 3 la n. Minus 9 ori 63 la puterea n. Este divizibil cu 13 pentru orice număr natural n. Deci, era. E la. Se rezultă că n se divide la 13. Nu e greu, din astea vă dă. Da. Da. Bă, ne gândim. Nu, ne gândim. Ce putem să facem acolo? Păi, plus 21 la n ori 21 ori 3 la n. Putem să... Aici e, vrei să fie 21 la n ori 21 la 3, da? Da. Deci dictează-mi, te rog. N egal cu... N egal cu 7 la n ori 9 la n. 7 la n ori 9 la n plus 21 la n 21 ori 21 ori 3 la n minus 3 la a doua. Lasă 9, coeficient, nu te încălzește. 9 ori 63 la n. 63 cum să spune? Aici n-ar fi bine să vreșa 63. Pot să spune ca... 7 ori 9. 7 ori 9. Da. Că ai și, pentru că văd și în față, Davide, înțelegi? Da, da. Deci 7 ori 9. 7 ori la cum scrie? N. Hai să zic 7 ori 9. M-ai spus tu totul la n, nu? Da, aș vrea să zic ei, să vedem cum ar, dacă ar fi scris așa. Da. Cum ar fi scris, domn profesor? Acolo e 21. Unde? 21 la n ori 21. Unde? Ori 21 aici, da? 21. Și ori 3 la n, da? Ori 21, da. 21, așa. Bun. Aici, cum ai fi scris 63 la n? Cum ai fi scris, Davide? Uite, vezi 63 la n. Domnul profesor a scris așa, e corect? Da. Și acum, cum ai putea să-l mai scrii? 7 ori 9 totul la n. 7 ori 9 totul la n.